Tragediile pe drumurile naționale nu contenesc. Ba mai mult, în primele 9 luni ale acestui an se atestă o creștere a numărului de accidente rutiere în comparație cu anul trecut. Mai exact, au avut loc 1831 de întâmplări nefaste pe drumurile naționale, soldate cu 162 de decesuri și peste 2000 de oameni răniți. Care sunt cele mai frecvente cauze ale accidentelor rutiere și cum am putea schimba starea lucrurilor în trafic, aflăm de la Grigore Guzun, șef adjunct al Inspectoratului Național de Securitate Publică. Domnule Guzun, bună ziua! Bună ziua! În primul rând o să vă întreb care sunt din cele 1831 de accidente care au fost înregistrate în primele 9 luni ale acestui an, care sunt cele mai frecvente cauze ale producerii lor? În primul rând, prima cauză care duce la toate accidentele, la toate tragediile care se întâmplă pe drumurile naționale și în localități, este excesul de viteză. Excesul de viteză este la noi, spunem noi, în topul încălcărilor pe care le admit conducătorii auto și în urma căruia se primesc, se întâmplă aceste accidente rutiere. Ca cauză 2, avem tamponările de pietoni. Dacă ne referim la tamponările de pietoni, neacordarea trecerii priorității pietonilor, este pe primul loc în municipiul Chișinău. Practic, 50% din accidentele rutiere în municipiul Chișinău sunt tamponările de pietoni. Și cel mai grav sunt că sunt tamponări de pieton pe trecerile pietonale. Unde, în mod normal, pietonul ar trebui să simtă în siguranță. Ar trebui să fie sigur de, pe pista aceea că el va deplasa în siguranță. Dar avem ce avem. La moment, mai multe cauze în cazul de față. Atât, iarăși, excesul de viteză, neatenția, încrederea în sine conducătorilor auto care duc la tamponările de pieton. În partea a doua este și însuși pietonul care traversează acea trecere pietonală, neasigurându-se din timp despre deplasarea pericolului din stânga sau din dreapta. Sau sunt neatenți prin modul de a duce convorbiri la telefon, uitându-se în mijloacele tehnice care le au în mână, sau conduc bicicleta nu de coarne, dar fiind încărecat pe ea. Și atunci avem ce avem. Aici, dacă tot ați menționat acest lucru, eu zic să repetăm aceste lucruri pentru pietoni, pentru că noi de fiecare dată vorbim despre vina șoferilor și de foarte puține ori atragem atenție la pietoni. Este foarte important ca să nu traversați trecerea de pietoni cu nasul în telefon sau cu căștile în urechi, pentru că mașina este totuși de metal și se oprește mult mai greu decât un pieton poate face un pas în spate în cazul în care șoferul nu reușește să reacționeze. Doi, vă asigurați atunci când treceți, vă asigurați că mașinile chiar s-au oprit, nu treceți așa cum vă vine vouă. Și trei, coborâți de pe bicicletă, trotinetă, de pe orice transport ecologic pe care îl aveți și luați-l lângă voi în mână și nu mergeți cu el pe trecerea de pietoni. Asta așa, ca să facem... Da, aveți perfectă dreptate. Chiar alaltă ieri am avut o întâmplare de pieton la, în sectorul Buicani, a municipiului Chișinău. Biciclistul a întâmplat un pieton, pe trecerea pietonală. Vedeți cum se întâmplă. Adică ce și-a spus dumneavoastră, că dacă biciclistul dat... se cobora de pe bicicletă și lua bicicletă de coarne și o traversa corespunzător această trecere, nu avea să avem această tamponare de pieton și nu să avem consecințele cele care le-am avut. Dar asta este, iarăși, neglijența și încrederea în sine. Astea sunt primele momente a fiecărui în parte care sunt din participanții la trafic. Indiferent fiind el conducător auto, fiind el pieton, fiind el pasager în unitate de transport, fiind că și pasagerul are anumite obligații în unitate de transport. Și atunci, când se cumulează toate, avem problema aceea care e numărată dumneavoastră mai sus, că avem o creștere de circa 25% la numărul de accidente rutiere și avem circa 26% de procente la persoane traumate. Ei, la deces avem o mică descreștere cu 5%, dar asta nu ne bucură. Nu are cum să ne bucure. Asta e statistica pe 9 luni de zile a acestui an. Mai avem încă 3. Domnule Guzun, eu am vrut să vă întreb și despre trasee, pentru că vorbim foarte des și despre accidentele care au loc pe trasee. Ați spus că în municipiul Chișinău cele mai frecvente sunt tamponările de pieton. Dacă vorbim despre trasee, există, de exemplu, trasee care sunt cele mai periculoase sau cu cele mai multe accidente sau există localități, poate, care sunt în statistică așa cu negru marcate? Noi, în primul rând, este Chișinău. E și evident lucrul acesta, fiindcă marea majoritate, practic 80% din unitățile de transport adună în Chișinău. Fie că sunt înregistrate în Chișinău, fie că sunt în
tranzit în municipiul Chișinău, este o concentrație enormă. Și atunci este dificil de a preîntâmpina sau de a scădea din accidente. Și aici ține de trasee, noi avem catalogați, după statisticile noastre, avem traseul R3, Chișinău, Hâncești, Cimișlie, Basarabească, frontieră cu Ucraina. Doar în 9 luni de zile noi avem 39 de accidente rutiere, anul trecut am avut înregistrate 26, deja sunt 3 persoane decedate și alte 54 de persoane traumatizate. Următorul traseu este traseul M5, frontieră cu Ucraina, Criva, Bălți, Chișinău, Tiraspol, frontieră iarăși cu Ucraina. Anul acesta avem înregistrate 27 de accidente rutiere, soldate cu 6 persoane decedate și alte 33 de persoane traumatizate. Următorul, un clasament, mai uitați de cuvânt clasament, dar asta este... Clasamentul negativ. Negativ, da. Traseul R6, Chișinău-Orhei-Bălți. Este înregistrat deja 47 de accidente rutiere, 7 persoane decedate și alte 75 de persoane traumatizate. Domnule Cusum, dacă e să vorbim, trei locuri în clasament nu sunt suficiente. Da. Dacă e să vorbim despre șoferii care sunt implicați cel mai des în accident, avem cumva o tendință să ne fie frică de șoferii începători? Ne pare că au puțină experiență, dar de fapt, conform statisticilor, care sunt șoferii care cel mai des sunt implicați și vinovați de accidente rutiere? Cei cu experiență, care deja cred că ei le știu pe toate, sau începătorii care s-au scăpat la volan? De multe ori, sau cel mai multe accidente rutiere le comit totuși persoanele care deja au experiență în șofat. Persoanele care, sau șoferii care sunt începători, dacă își comit accidente rutiere, comit accidente rutiere fără traumați. Accidente rutiere numai cu pagube materiale. Sunt, evident că sunt și accidente cu traumați, dar nu, statistic nu sunt în creștere. Adică avem o stabilitate în genul dat. Paradoxul asta e că conducătorii auto care au deja experiență, au deja și anumite categorii în permisul de conducere, care le permit să conducă, și totuși avem ce avem. Domnule Cuzun, perioada asta de toamnă în Moldova este perioada tulburelului și știm că poliția desfășoară razii, în special în weekend, tulburel, așa și îi zice, pentru a prinde șoferii care au băut și au urcat la volan. În perioada asta de toamnă se atestă un număr mai mare de șoferi în stare de ebrietate la volan și este mai mare numărul în localități decât în Chișinău? Într-adevăr, toamna, nu în zadar, Ministerul de Interne a pus în aplicație această companie Tulburel pe tot teritoriul Moldovei, fiindcă toamna se numără bobocii. Moldovanul strânge poama, pune la mustuit, fierberea și evident fiecare gospodar încearcă să transmită sau să-și laude roada pe care o acumulat. Evident că nu se mărginește numai cu un pahar. Cum așa? Așa trec la vecin. Și de la asta avem ce avem. Într-adevăr avem o creștere mare la persoanele care sunt depistate cu consumul de alcool și cel mai grav este că consumul de alcool a avansat. Adică trec peste limita admisibilă contravențională. Asta e ce e mai grav, fiindcă din 4.000 și ceva de cazuri documentate în stare de ebrietate, noi avem 3.000 și ceva în stare de ebrietate avansată. Asta e foarte grav. Domnule Cuzun, vreau rapid să trecem prin două întrebări pentru că avem foarte puțin timp. Unu, pietonii. Foarte des sunt amendați șoferii pentru că încalcă regulile, că nu acordă prioritate pietonilor. Pietonii sunt sancționați la noi pentru că ei traversează neregulamentar strada, pentru că stau cu nasul în telefon, pentru că au căști pe urechi, pentru că traversează pe biciclete, ceea ce vorbeam anterior. Da, da. De curând, chiar săptămâna aceasta, pe municipiul Chișinău, în deosebi, se petrec razii și se activează anume cu pietonii care nu traversează regulamentar, care nu traversează strada în locurile permisive. Cât este amenda pentru un pieton? Tot atâta ca și pentru conducător auto. Numai că nu spun punctele de penalizare și nu se ridică permisul de conducere. Așa, am înțeles. Și ultima întrebare, ce soluții are INSP pentru a reduce din statistica dramatică cu accidente? Nu, în primul rând, să înțelegem toți că trebuie să facem efort comun.
Una, apelăm la sursele mass media care ne acordă un ajutor foarte bun în cazul de față pentru a aduce la cunoștință fiecărui participant la trafic de a respecta regulile circulației rutiere. Doi, poliția cu măsurile acestea de respectare a legislației prin documentarea persoanelor care nu respectă regulile circulației rutiere. Și trei, administratorii de drumuri. Fie că e administrația de stat a drumului, fie că sunt primăriile locale care sunt obligați prin lege de a întreprinde toate măsurile de sistematizare a circulației rutiere, de a întreprinde măsuri de siguranță a fiecărui participant la trafic. Noi vă mulțumim foarte mult și sperăm că oamenii o să înțeleagă că viața într-adevăr are prioritate, nu este doar o frază care ni se spune nouă de fiecare dată. Vă mulțumim mult pentru prezență și sperăm că data viitoare când ne întâlnim statistica va fi mai frumoasă. Vă aud de bună. Grigore Guzun a fost alături de mine, șef adjunct al Inspectoratului Național de Securitate Publică. Voi fiți atenți în trafic pentru că cineva vă așteaptă acasă.